Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică, aș vrea să vă întreb ce părere aveți voi despre piață. În momentul de față, credeți că piața este bullish sau bearish? Mai exact, credeți că Bitcoin-ul va urca sau credeți că va coborâ? Da? Aștept în comentarii părerea voastră. Haideți să încercăm să ne dăm și seama ce vrea să facă. Bun, știți că de multe ori mai analizez cu Gaussian Channel. Gaussian Channel ne arată un adevăr foarte mare, da? Mai exact, de fiecare dată când Bitcoin-ul îl ia ca suport, nu avem absolut nicio problemă, da? Dar, atât timp cât îl ține ca suport, suntem foarte bine. Dar, în momentul când a intrat în canal, putem să zicem că nu mai scăpăm. Haideți să vă explic și de ce. Dacă mergem un pic și ne uităm în istorie, o să observați că de fiecare dată când a intrat în canal, asta a fost tot. Deci putem să spunem că am trecut în bear market. De fiecare dată. Da? Ia uitați. Bear market. Da? Dar sincer, dacă vă uitați un pic, a atins o dată, a doua oară a căzut. A atins o dată, a doua oară a căzut. A atins o dată, da? A doua oară, a cui a treia oară. Sunt șanse, da? Dacă nu ține suportul, să intrăm înapoi în canal. Sincer, sunt foarte mulți youtuberi, de exemplu, observăm că majoritatea, domne, gata, asta a fost tot, suntem bearish, mergem la 20.000 sau și mai jos și asta a fost tot. Putem să zicem că gata. Acum, din punctul meu de vedere, toți o să spuneți, dar tu ce crezi? Sincer, eu sunt bullish, indiferent, poate să spună oricine orice, da? Nu știu de ce așa m-am născut eu bullish, dar dacă ne uităm pe ce vedem, da? Deocamdată nu avem niciun motiv să ne supărăm în niciun fel. Suntem exact unde trebuie să fim, da? Exact pe suport, ne uităm pe BLX, exact unde trebuie să fim. Dar când o să avem o săptămână închisă sub, atunci o să fie problemă. Da? Uitați. Asta înseamnă o săptămână închisă sub. Da? Până atunci n-avem niciun motiv să ne panicăm, cu totul că bine era să fi plecat și să nu mai atingă. Deja atingea 3 ore. Dar depinde ce vrei să faceți. Îmi povestea cineva la un moment dat, mi-a dat un comentariu foarte tare pe canalul de YouTube și spunea felul următor. Eu nu înțeleg oamenii care se panichează pentru Bitcoin sau în lumea cripto și își iau un credit pe 30 de ani. Adică faptul că ți-ai un credit, n-ai stres pe 30 de ani să plătești cu nu știu ce, dar faptul că n-ai încredere într-un asset care nu a avut un randament de 130 și ceva la sută în fiecare an. Adică nu știu la ce să vă răspund la acești oameni. Chiar nu știu. Da? Sau la fel, faptul că nu încercați să faceți mai mult în lumea cripto. Foarte mulți oameni îmi dau, început să-mi dea mesaje și comentarii. Domne, chiar am reușit, chiar am făcut, chiar fac în fiecare zi 2%, chiar respect, chiar țin cont, chiar mi-a schimbat viața, chiar m-ați ajutat, chiar mi-ați deschis ochii, chiar... Adică astfel de mesaje primesc zilnic, zilnic, zilnic. Da? De ce? Fiindcă scopul este să încercăm să fim puțin optimiști, realiști și totuși totodată să încercăm să respectăm o analiză tehnică, fiindcă e foarte, foarte important, da? Să respectăm. Da? Foarte important. Fiindcă ceea ce vedem, asta e. Chiar dacă balenele încearcă cumva să ne păcălească, noi trebuie să respectăm niște tipare. Bun, haideți să ne uităm pe un time frame mai mic, da? Pe daily
și o să vedeți ceva foarte interesant. Vă povesteam eu pe daily că este, trebuie să fiți cu ochii sârmă pe acest tipar. Da? Dacă vrei să intrați long în Bitcoin, da? Adică în momentul când să cumpărați, așteptați să rupă această rezistență. A testat o dată de două ori, a ținut suport, ar fi bine să rupă, aștepta să rupă rezistența. Foarte, foarte, foarte simplu. Așteptați tot timpul confirmări. Da? Inclusiv, da? Inclusiv stocasticul, da? Este jos, 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 trebuie să pleci. Inclusiv pe weekly avea nevoie de o corecție. E foarte important ca săptămâna asta m-ar veni să întoarcă și să pleci. Foarte important. Vedem, săptămâna asta iarăși e cam cu semnul întrebării. Pe monthly, gândiți-vă că este jos, jos, jos. Da? Deci, în principiu, ar trebui tot la fel să întoarcă. Vedem. Vreau să vă arăt o chestie. 2 secunde. Așa. Cât a stat aici, ăsta a fost un bear market. Ăsta a fost un bear market. Da? Și a plecat. Bull market, da? Normal trebuia să rămână așa. Dar de data asta, lucrurile, eu cred o chestie foarte ciudată. Piața se schimbă. Cumva, balenele au zis, băi, ăștia au învățat lecții. Hai să facem noi altceva ca să-i, nu știu, să-i bruiem, să altfel, să o gândim altfel. Și nu mai arată nimic cum arăta. Adică aici era clar, bull market. Bull market, da? De data asta au schimbat, nu mai seamănă nimic. Da? Asta e înșelător, totul este înșelător, e vorba doar de încredere și răbdare. Dar gândiți-vă că aici suntem la o zonă critică. Cei care aveți teamă, cei care nu aveți încredere, cei care nu vreți să riscați și sunteți pe profit, oricând puteți să marcați profitul. Da? Cei care aveți teamă, asta puteți să faceți. Cei care aveți încredere, stați liniștiți în poziții. Eu unul stau în poziții indiferent. Da? Relax. Mai ciupim, mai adunăm, mai acumulăm monede, chiar dacă coboară, mai intrăm, mai ieșim, mai acumulăm, mai intrăm, mai ieșim, mai acumulăm. Până la urmă, asta e ideea pe long term. Da? E ca și cum ai 100 de monede, mai faci încă două, încă două, încă două și când o să bubuie, ai, le vinzi pe toate. Încă o chestie foarte interesantă vreau să vă spun. Foarte multe persoane mă întreabă pentru acei 2% ce exchange, da, folosesc. Sincer, eu nu folosesc decât Binance-ul. De ce? Foarte mulți se întreabă, domnule, dar cum să faci 2% dacă comisionul e nu știu cât? Păi tocmai de aia, de exemplu, pe Binance comisionul e 0,1%. Adică la 40.000 plătești 40 de dolari, ceva de genul. Acum, mai ales dacă ai și în BNB, e și mai bine. E 0,075 parcă. Acum nu știu cum procedați voi sau pe ce exchange-uri faceți, dar pentru mine Binance-ul este un mogul. Dacă Binance-ul o să dea faliment sau o să zboare sau o să dispară, nu mai contează nimic. E ca și cum Bitcoin se duce la 3.000 în cap. De ce? Fiindcă ei sunt number one și asta e. Înseamnă că ceva e făcut special în așa fel încât să aici trebuie să ajungem. Adică eu nu am încredere în ei orice ar fi. Da? Bun, inclusiv tot la fel, mă întreba cineva, dar cum puneți monedele pe canalul de Discord? De, dacă puneți de cât dimineața? Într-adevăr, eu în fiecare dimineață la ora 6 pun, fac analiza, dar monede punem și toată ziua. La fel, pun oamenii sau elevii sau cei care sunt pe canal toată ziua. Da? Uitați, și acum a pus cineva FTM. 15 minute a creat un symmetrical triangle și trebuie să pleci. Adică oamenii au înțeles singuri cum să facă analiza. Adică asta îmi dorești ca și voi la rândul vostru să învățați singuri. Da? Am la fel. Mi-a dat cineva ieri un mesaj. A spus, domne, am intrat cu 200K și am 3,5% profit. Adică la fel, omul a înțeles singur ce are de făcut. Scopul ăsta e să învățați singuri.
Scopul e ca acest canal să vă învețe și să fim o comunitate. Da? Adică nu să fie ca și cum, domne, vin la tine să-ți plătesc. Nu! Eu îți creez o comunitate, eu îți creez o platformă în care să te educi, să înveți, să ții un contact strâns cu cât mai multe persoane, să te ajuți, să faci în chestii frumoase. De exemplu, am avut un curs acum câteva luni cu un domn care era milionar și omul spunea, dar nu există oameni unde să ieșim și noi la un suc, să, nu știu, să mai socializăm. Nu există. De ce? Fiindcă toți fug. Nu, eu asta vreau să creez o comunitate, să ne ajutăm, probleme, mai spune unul o problemă, ne ajutăm, adică, înțelege și asta vreau, asta îmi doresc, da? Și îmi doresc targetul ăsta să fie bonus, da? Mai nou am mai creat o chestie cum să setezi TradingView, adică tot timpul crezi chestii care să vă ajute, da? Chiar oamenii vin și îmi dau idei, domne, am vrea să facem așa, mai creăm ceva. De ce? Fiindcă vreau să vă ajute în fiecare zi să vă fie din ce în ce în ce în ce mai bine. Da? Și să faceți bani. Scopul ăsta e. Bine, ideea asta cu banii e bonus pentru mine. Da? Adică eu vreau mai întâi să învățați. Când o să ajungeți să învățați, atunci o să faceți și bani, garantat. Da? Eu asta am înțeles. Mai întâi te educi. Eu nu așa am făcut. M-am educat. Adică am învățat anumite chestii, am trecut, am greșit, am plătit. Asta e viața. Și apoi, din ce în ce, am început să le văd. Da? Bun. Haideți să mergem mai departe, să vedem cum arată analiza. Bonus, am zis astăzi, vreau să vă analizez Sand. Da? Sand în momentul de față are potențial să întoarcă dai și să urce mai departe. Adică să crească. De ce spun lucrul ăsta? Haideți să ne uităm. În primul rând, pe weekly ar fi bine, da? Ar fi bine dacă s-ar opri aici și ar pleca. Dacă se oprește aici, dacă săptămâna asta rupe rezistența pe care vă arăt eu, o să pleci mai departe. Adică rezistența asta. Dacă săptămâna asta rupe rezistența, o să plece mai departe. Și trebuie să o rupă. Și haideți să vă spun de ce. Dar așteptați. Ar trebui să o rupă. Bun. Nu mai vorbim cu 100% sau siguranță, da? Că nu există așa ceva în lumea cripto. Ascultam ieri o persoană foarte tare, care spunea în felul următor, nimeni niciodată nu știe 100% ce se întâmplă cu Bitcoin. Nimeni, niciodată, nimeni, niciodată, adică să înțelegeți lucrul ăsta ever. Adică să nu vă uitați la ce analiză fac eu și să credeți că eu știu. Nu există, nimeni nu știe, da? Adică vreau să lămurim lucrul ăsta. E vorba doar de simplu, exact cum spun aici. Dacă rupe această rezistență pe care o testează de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zile. Stocasticul nu face decât atât. Da? Este jos de 10 zile. El nu, lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat ever. Da? Ia uitați-l, să stea atât de mult jos. Da? Ever. Deci de când s-a născut moneda asta, n-a stat atâtea zile jos. Ca să înțelegeți de ce spun că trebuie să pleci. Da? E vorba doar de răbdare. Bun. Acum așteptăm să rupă rezistența. Dacă a rupt-o și a luat suport, primul target foarte puternic o să fie 0,61 Fibonacci Golden Packet. Adică aici. Eu am ordin de vânzare, am intrat aici și am ordin de vânzare aici. Da? 6, 4, 7, 8, 8. Da? Dar oricând puteți să ieșiți, puteți să ieșiți aici, 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 unde vreți voi. Sau puteți să stați până aici. Poate să dureze mai mult. Da? Bun, fiți răbdători. Eu cam văd că vrea să pregătească, ușor, ușor să plece. Da? Să urce, adică. Dar așteptați, da? Să rupă rezistența. Tot timpul trebuie să așteptați să confirme, să o rupă. Da? Bun, haideți să... Încă o chestie. Faptul că spun da, e ca și cum vreau să vă confirm ceea ce spun. Da? Simplu. Mergem mai departe. Ethereum. Haideți să vedem ce face Ethereum. Ethereum, în momentul de față, spuneam că a avut aici un bullish divergent pe care l-a respectat. Da? Ia uitați. L-a respectat? L-a respectat. Până unde s-a dus? Până la rezistență. Chiar îmi spunea cineva, domne, chiar ai avut dreptate. Păi, indicatorii nu mint, doar că trebuie să ai răbdare, da?
și a plecat. Unde s-a dus? La prima rezistență. Ce am învățat? O rezistență este rezistență. În 75% din cazuri, când ajungem la o rezistență, ce facem? Cade. În 75% din cazuri, când ajungem la un suport, ce facem? Ăsta e suport. Pleacă. Iarăși, la rup suportul, în 75% din cazuri, când ajungem la o rezistență, cade. Vă spuneam aseară că o să meargă să testeze 3897, a testat. Unde suntem acum? Tot la rezistență. Adică chiar dacă v-ați juca numai pe acest tipar, sunt 4% în fiecare zi, făceați până acum, da? Adică nu știu, chiar se poate, dar trebuie să respectăm. Trebuie să respectăm și partea cea mai grea este încrederea, încrederea în voi. Adică am realizat că cel mai important lucru în lume, vă spun în suflet, este încrederea în tine. Dacă nu ai încredere în tine, nu poți să faci nimic. Eu știu că e greu. Mie mi-a luat o viață să înțeleg că, de fapt, cea mai importantă persoană din lumea asta sunt eu. Da? De ce eu? Atunci când o să te setezi și o să ai încredere în tine, o să vezi că toată lumea are încredere în tine. Sunt niște cuvinte grele, dar asta contează cel mai mult. Da? Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem goldul cum arată. Sau stați să vă spun. În momentul de față trebuie să rupă rezistența de la 4046 și apoi să meargă să testeze de la 4200. Da? Haideți să mergem e-goldul. E-gl-du, mai exact. Haideți pe 4 ore să-l analizăm. Tot se chinuie să rupă rezistența. La un moment dat o să o rupă, clar. Testează, o să o rupă. Haideți să ne uităm un pic pe daily. La fel, uitați-vă pe daily. Să pregătește să pleci. Da? Ușor, 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 o să vedeți că pleacă. Da? Indicatorii asta ne arată. E vorba doar de răbdărică. Răbdărică. Uitați cum se consolidează să plece. Da? În principiu, cam atât am vrut să vă arăt. Vreau să vă doresc un weekend minunat. Răbdare, aștept părerea voastră, dacă v-a plăcut video, like, subscribe, comentariu, da? Aștept părerea voastră în rubrica de comentarii, de ce? Vreau să spuneți voi ce părere aveți. Credeți că este un bear trap și mergem, prețul o să mai urce, sau o să trecem în bear market? Bun, asta e întrebarea. Vă doresc un weekend minunat, baftă și Doamne ajută!